Povestea asta are loc la începutul anilor 90. La vremea respectivă, fiind tânăr și plin de speranță, am decis să mă mut în Brooklyn. La începutul anului 1992, m-am mutat din partea rurală a Ohio, la nebunia de oraș numită New York, pentru a-mi urma visul de a deveni un artist. Sincer să fiu, a fost un lucru cu adevărat terifiant pentru mine. Venind din partea rurală a Statelor Unite, nu mă gândeam că o să mă descurc într-un oraș atât de mare și modern. Dar, uitându-mă acum în trecut, nu regret nicio secundă această decizie. A trăi în New York a fost unul dintre cele mai fericite și incitante momente din viața mea și nu exagerez aici. Deși nu am fost sărac, dar nu am fost niciodată un bogătaș, mi-am făcut o tonă de prieteni minunați cu care am trăit povești cu adevărat spectaculare pe care nu o să le uit. Dar pe lângă asta, am experimentat și unele care nu au fost la fel de grozave. Așadar, locuiam într-un loc din Brooklyn la vremea respectivă, numit Brighton Beach. Probabil că marea majoritate din voi știți deja de zona respectivă, deoarece acțiunea jocului GTA 4 acolo începe. Brighton Beach este chiar lângă Coney Island și are o grămadă de căi ferate supraterane peste străzi. Și este același loc în care are loc o urmărire cu mașini într-un film mai vechi numit French Connection. În zilele noastre, este cunoscut mai degrabă ca Mica Odessa sau, mai simplu, Mica Rusie. Bineînțeles, din cauza numărului mare de național ruși care stau în zona respectivă. Vedeți voi, în anii 70 existau ruși în Statele Unite, dar numărul lor era destul de redus. Dar după căderea regimului comunist în 90, numărul imigranților a explodat pur și simplu. Și pentru că deja aveau rude care stăteau în zona aia, așa s-a creat acest cartier care și la momentul ăsta este dominat de mafia rusă, pe lângă restul de ucrainieni, români, bulgari, etc. Nu este ceva anormal dacă mergi prin zonă să vezi magazine cu nume scrise în litere chirilice. Pe lângă asta, fiind un cartier de imigranți, vă dați seama că au adus obiceiurile, religia și, cel mai semnificativ lucru pentru această poveste, crima lor organizată. Când locuiam în Brooklyn, aveam acest prieten cu care îmi petreceam cea mai mare parte din zi. Într-o zi oarecare, am trecut pe lângă o cafenea rusească, când o luptă în toată regula s-a revărsat în stradă. Era o gașcă de ruși care bătea o altă gașcă de americani și, din ce am văzut noi acolo, ei cam snopeau în bătaie pe săracii americani. Eu, împreună cu amicul meu, eram pe cealaltă parte a străzii și, din cauza curiozității umane, evident că ne-am oprit ca să admirăm acest spectacol, care, în sinea lui, era destul de înfricoșător. În fine, după câteva momente, puteam vedea că ambele părți gâfâiau și obosiseră. Așa că grupul de americani am luat-o la fugă într-un moment de neatenție, iar acest urs de om rus cu o cămașă pe el începe să se îndrepte spre ei. Își rupe cămașa și urlă ceva în rusă. Atunci am observat că bărbatul era plin de tatuaje pe spate și piept și în aceste tatuaje puteam vedea mai multe biserici desenate și tot felul de elemente religioase. Dar ce mi-a rămas în cap erau cele două steluțe tatuate pe umeri care mi-aminteau de indicatoarele direcționale pe care le-am văzut pe hărțile vechi de tot. Mă rog, după ce s-au mai calmat spiritele, am decis să o ștergem de acolo și noi, înainte ca rușii să ne vadă și să ne iau la întrebări. Și am crezut că asta a fost tot. După această experiență pe străzile minunate a cartierului nostru, amicul cu care eram a rămas fascinat de ce tatuaje avea bărbatul rus și, dintr-o decizie impulsivă, a decis că trebuie să-și tatueze și el ceva pe corp. A ales să-și tatueze două stele nautice pe fiecare umăr, asemănătoare cu cele pe care le avea bărbatul, pe care l-a văzut în ziua respectivă. Așa că s-a dus la un prieten de-al nostru care cu asta se ocupa și l-a pus la treabă. Nu o să mint, arătau destul de mișto și, din ce am înțeles, prietenul meu își dorea să le etaleze în vara care urma, ținând cont că la momentul în care am văzut acea luptă de stradă, era de-abia primăvară. După ce a venit vara și a început să meargă la Maio, în care se vedeau umerii mai bine, au început să se întâmple mai multe lucruri ciudate, ori de câte ori ieșeam în public. Într-o zi am fost la un local mic și am mâncat niște plemeni, pe care obișnuiam să-l vizităm destul de des. Pentru cine nu știe, plemeni sunt un fel de găluște umplute, foarte ieftine, dar care te satură. Și după cum vă dați seama, nu prea ne permiteam mare lucru la momentul ăla. Deci plemeni erau un fel de lucru normal în dieta noastră de zi cu zi. Cel puțin cât timp am numit Brooklyn casa mea. În fine, am mâncat câteva găluști, după am băgat câteva șuturi de vodcă ieftină și am decis să mergem să plătim nota. Serviciul în ziua respectivă a fost mult mai bun decât în mod normal, așa că am decis să ne scormonim în buzunare și să lăsăm un tips decent. Când am ajuns la Teșghea, spre surprinderea mea, proprietarul ne-a refuzat banii.
Bărbatul stătea în spatele teșghelei, clar emoționat, și tot avea un râset fals și neșuira printre dinți că nu trebuie să plătim nimic. Păcerea e de partea lui și alte lucruri de genul ăsta ciudate. Indiferent de cât de mult am insistat, bărbatul a zis nu. Pe lângă asta, tot zicea vorbe în rus, pe care bineînțeles că noi nu le pricepeam. Dar după cum am învățat de la un alt prieten, am zâmbit și am dat din cap. Până la urmă, eram destul de leptere amândoi, așa că nu am refuzat o masă pe gratis. Așa că după, ne-am văzut de drumul nostru și nu ne-am mai gândit la asta. Pe măsură ce ne plimbam pe străzi, oamenii ziceau lucruri în rusă prietenului meu, care, bineînțeles, nu înțelegea nicio boabă. Pe lângă asta, alții se comportau cu adevărat ca niște nesimțiți. Am dedus de unul singur că, probabil, era legat de tatuajele lui noi. Lucrul ăsta a fost confirmat când una din aceste incidente cu un vorbitor de limba rusă a fost destul de urâtă. Evenimentul în sine a fost când un tank de om, ca altfel nu-l pot numi, l-a întâmpinat pe prietenul meu cu căldură în rusă, de parcă se știau de o viață întreagă. Amicul cu tatuaje a început să zică scuze nou-ruschi, iar această propoziție a schimbat cu totul conversația. Bărbatul rus s-a făcut roșu la față și a început să-l împungă cu degetul arătător unde avea tatuajele, vorbind supărat în rusă. Indiferent de ce zicea, de-abia se abținu să nu ne rupă pe amândoi în bătaie. În schimb, i-a dat un șut în fund și a mârâit ceva pe lângă asta. Noi am rămas confuzi și destul de înspăimântați de tot schimbul ăsta de vorbe pe care nici măcar nu le înțelegeam. După acest eveniment, bineînțeles că prietenul meu a încercat să-și mai arate tatuajele. De fapt, nu le-a mai avut pentru mult timp după aceea și nu pentru că le-a scos el. Pentru că la vremea respectivă, ca să scoți cu laserul un tatuaj, era exorbitant de scump. Pe lângă asta, nu prea era la fel de bună tehnologia ca în zilele noastre. Nu le-am mai avut mult după acel incident, pentru că într-o noapte, la câteva zile după întâlnirea cu tancul rusesc, în mijlocul nopții, a bătut cineva la ușa amicului meu. Neștiind cine e și fiind curios de sine, s-a dus la ușă să răspundă. Bineînțeles că asta a fost o greșeală, dar amicul meu, ca și mine, a crescut în părțile de sud ale Statelor Unite și acolo nu prea stăm cu ușile închise sau chestii de genul ăsta. După ce a deschis ușa, erau trei matahale în traininguri care practic au intrat cu forța peste el în casă. Una din matahale era bărbatul uriașul care ne-am întâlnit mai devreme. Doi bărbați au ținut, în timp ce al treilea a luat fierul de călcat și a proces să ne arde pielea cu tatuaje până când nu se mai vedea nimic. După l-au scuipat și au plecat supărați. Îmi amintesc că am fost să-l vizitez în spital. Din fericire, nu l-a omorât, dar m-a traumatizat pe viață, aș zice eu. Mi-a povestit bucăți din ce s-a întâmplat și a trebuit să pun eu totul cap la cap. După ce a ieșit din spital, s-a întors acasă, la părinții săi și nu am mai auzit de el de atunci. Sper să fie bine, deși nu știu ce impact psihologic ar putea avea o asemenea intervenție. După aceea, am stat departe de oricare din cafenelele rusești, unde vedeam bărbați solizi în traininguri care păreau să stea toată ziua acolo, făcând absolut nimic. Știind că am trăit atât de aproape de oameni capabili de o violență atât de oribilă, m-a făcut să regândesc multe lucruri din viața mea. Locuiesc acum în Columbus, departe de mafia rusă din Brighton Beach, dar ceea ce s-a întâmplat cu prietenul meu în mica Rusie încă mă bântuie și în ziua de azi și explică de ce sunt atât de vehement împotriva oricăruia dintre copiii mei să se tatueze.